Dragii mei, pentru toți cei ce aveți Sfânta Scriptură la voi, vă invit cu drag să o deschideți în Luca, capitolul 17. Vom citi de la versetul 11 până la versetul 19 inclusiv, un text foarte cunoscut, extrem de cunoscut, din care mă rog ca Dumnezeu, dragii mei, să ne învețe lucruri frumoase, lucruri noi, lucruri folositoare pentru toată perioada aceasta care ne stă în față. Amin. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stat departe și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi! Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare, s-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Iisus și a mulțumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul și a zis: oare n-au fost curățiți toți 60, dar ceilalți 9, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi i-a zis: scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Amin. Vă invit să vă reașezați. Spuneam că este un text foarte cunoscut. Un text despre care știm că ori fost 10, după aia s-au despărțit, după aia unul s-a întors înapoi, a ascultat, a fost vindecat și cam atât. Este un text, dragii mei, care ne descoperă atât de multe lucruri, dar în același timp, să știți că ne ascunde la fel de mult altele. Nu cunoaștem multe lucruri, dragii mei, despre acești leproși. Nu avem multă informație despre ei, decât o idee vagă despre locația lor, undeva în afara Ierusalimului, spune cuvântul, undeva lângă Samaria și faptul că erau 10 de toți. Dar strict despre ei, nu știm nimic concret. Tot ceea ce știm, dragii mei, despre ei, este ceea ce e în neregulă cu ei. Nu vi se pare interesant lucru? Nu știm foarte multe lucruri despre ei, nu știm aproape nimic concret despre ei. Tot ceea ce știm e ceea ce e în neregulă cu ei. Aveau lepră. De atâtea ori nu știm o groază de lucruri despre oameni, știm numai puțin ceea ce e în neregulă cu ei. Au mers la un moment dat păstorul unei biserici în vizită la o familie și s-a așezat pe un fotoliu. A venit fata mai mare, 5 ani. De când a început discuția, a întrebat păstorul cum se simt, ce mai fac, cum mă mai duc, ce probleme întâmpină. De când a început discuția, fata ture după fotoliu. Păstorul stătea acolo. Fata tot mergea, se uita. Au ajuns la răbdare, au trecut de lungă răbdare. Tot a stat păstorul și la un moment dat a zis: spuneți-mă acum, ce cu fetița asta, are cu știriță? Ce are? Tot de ture pe aici și nu se oprește. La care vine fetița și spune la păstor: frate, zice, eu tot am auzit-o pe mama noastră vorbind în casă că dumneavoastră aveți două fețe și zice, am vrut să mă conving dacă e așa sau nu. Știți? Nu e interesant că nu știi multe lucruri despre păstori, despre slujitori, despre oameni, dar ține minte lucrurile care, de fapt, sunt o problemă în viața lor? Nu vi se pare interesant că așa abordăm și noi oamenii? Nu ne interesează cât de mult bine au făcut. Dacă ne greșesc o dată, o singură dată, dacă au o singură greșeală, o singură neatenție, o singură alunecare în viața lor, toată viața de acolo încolo, îi vom caracteriza nu prin ceea ce au fost, ci prin ceea ce au făcut. Pentru că oamenii aceștia, știm despre ei doar atât, erau leproși. Stăteam să mă gândesc, dragii mei, gând că de la școală îi învățăm pe copiii noștri aceleași lucruri. Ați văzut undeva în vreo școală primară vreo corectură făcută cu pixul verde? Nu. Toate corecturile le facem cu pixul roșu, pentru că vrem să scoatem în evidență greșeala, totdeauna. Copilul nu știe că a luat 8,50, știe numai că mai avea un punct și 50 de sutim.
până să obțină nota 10. Pentru că de atâtea ori nu reținem despre oameni ceea ce e bine cu ei, dar în schimb reținem ceea ce e în regulă cu ei. Suntem experți, experți. Nu știm noi multe lucruri despre noi, dar cu siguranță știm că noi au fost bețiv. Iacov, știm despre el că a fost mincinos, nu prea știm noi ce treabă e cu Avram, Isaac, Iacov, nu prea știm, dar știm în schimb că a avut momente în care a fost mincinos. Știm despre Moise atât de puține lucruri, dar știm ce e în regulă cu Moise, că Moise spune Sfânta Scriptură că era bâlbâit. Știm ce a fost în regulă cu Gedeon, dar nu știm cum și când l-a folosit Dumnezeu, știm numai că Gedeon a fost fricos. Nu știm multe lucruri despre Samson, dar știm ce a fost în regulă cu el și asta ține minte foarte bine. Știm că a fost afemeat. Nu știm multe lucruri despre Rahav, dragii mei, și faptul că femeia aceasta apare în genealogia lui Iisus Hristos, dar știm în schimb ce a fost în regulă cu Rahav, că a fost o prostituată. Nu știm multe lucruri despre David și despre ceea ce a făcut el și despre lupte și despre țan. Nu știm multe lucruri despre David, dar ține minte ce a fost în regulă cu el. Faptul că a avut o aventură și că a fost criminal. Știm despre Ilie că a avut gânduri sinucigașe. Despre Iona că a fugit de Dumnezeu. Despre Iov că a intrat în faliment. Știm despre oameni. Nu ceea ce poate îi caracterizează. Nu vedem binele din viața lor. În schimb, știm. Și suntem experți în a vedea și a identifica ceea ce e în regulă cu ei. Nu știm despre Toma că a spus Domnul meu și Dumnezeul meu, dar știm că Toma a avut o problemă în viața lui și de aceea l-am numit și a rămas în istorie numele de Toma, necredincios. Nu știm despre Zacheu că mântuirea și Hristos a intrat în casa lui, dar știm, în schimb, și ținem minte că Zacheu era șmecher. Despre Lazar, nu știm multe, nu știm acela că era iubit de Iisus Hristos, nu știm despre Lazar că Hristos plângea și a plâns la mormântul lui, dar știm despre Lazar un lucru și despre morți. Știm ceva. Știm despre Lazar, că a fost mort. Ne place, dragii mei, să știm ce este în neregulă cu alții. Aveau lepră, dar și ei știau, dragii mei, lucrul acest. Toată lumea le spunea oamenilor acestora leproși despre problema lor. Sunteți necurați, nu aveți ce căuta printre noi. Pentru voi nu mai este nicio scăpare, nicio șansă. Și cu Scriptura în mână îndepărtăm oamenii cu probleme din mijlocul nostru, pentru că după zeci de ani de pocăință, încă n-am reușit performanță, dragii mei, să separăm păcatul de păcătos. Și îi trimitem la ofertă, 2 în 1. Scăpăm cu ei, că toți sărbători și-au fost. Și oamenii aceștia, dragii mei, oamenii aceștia cu probleme, oamenii aceștia cu dizabilități, pentru că nu sunt acceptați în cercul lor, ajung să se împretenească cu alții, cu aceleași probleme, cu alții, cu aceleași păcate, pentru că cine se seamănă, se adună. Și astfel de oameni, dragii mei, respinși, ajung într-un loc în care păcatul, dacă odată era o excepție, păcatul ajunge în mod de viață. Și oamenii aceștia, dragii mei, nu mai aveau nicio problemă, pentru că toți 10 erau leproși și s-au obișnuit cu boala lor, pentru că în momentul în care privești în jur și vezi numai boală, boala devine ceva obișnuit. În momentul în care ești păcătos și îți aduni în jurul tău alți 9, alți 10, alți 99 de păcătoși, păcatul devine ceva obișnuit și nu te mai simți nici cum, nu mai simți că trebuie schimbat absolut nimic, pentru că tu te simți bine, pentru că ne place să ne înconjurăm cu oameni ca și noi. Și ceea, dragii mei, ce părea normal altădată, în dreptul oamenilor acestora, acum devenise un lucru normal. Ascultă-mă bine ceea ce spun. Binele rămâne bine, chiar dacă nimeni nu-l face. Și păcatul rămâne tot păcat, chiar dacă toți îl fac. Adevărul rămâne adevăr chiar dacă nimeni nu-l trăiește, minciuna rămâne minciună, chiar dacă toți o practică. Și dacă lucrurile, dragii mei, s-ar opri aici, parcă n-ar fi chiar atât de grav, numai că mulți astfel de oameni merg și forțează lucrurile mai departe și vor să impună anormalul lor, ca fiind nou normal. Și încearcă ca pe cei sănătoși acum să-i vadă ca fiind bolnavi. Nu v-ați întrebat de ce vor să ne vaccineze atât timp când noi suntem sănătoși? Știți din ce cauză? Pentru că ne văd anormal. Nu vi se pare interesant că mergem pe stradă poate câteodată fără mască și tu ești sănătos, tun, și vine altul cu mască și bolnav și tocmai că pe tine te vede cel care nu porți mască, te vede ca fiind o amenințare, tu care ești normal? Oamenii aceștia, dragii mei, vor să facă din anormalul lor noul normal. De aceea suntem anormali în fața lor dacă vrem să ne căsătorim bărbat cu femeie.
Pentru că noul lor normal e bărbat cu bărbat și femeie cu femeie. Ce Dumnezeu e acela care pune tot felul de limite și ne dă tot felul de principii? Asta este societatea în care trăim. Și oamenii aceștia, leproși, dragi mei, spune Sfânta Scriptură că erau împreună și pentru ei boala nu mai era o problemă. Lepra devenise ceva obișnuit pentru ei. Hristos, dragi mei, nu ne spune numele lor, tot ceea ce știm, spuneam, e ceea ce e în neregulă cu ei. Erau în afara Ierusalimului, erau în afara orașului, în afara zonei de spiritualitate. Erau în afara, de fapt, a tot ceea ce însemna viață și trăire adevărat. Știu că după masa aceasta, atât în locul acesta, cât și pe internet, sunt oameni care se simt respinși. Oameni cărora nu li s-a mai dat a doua șansă, deși nouă Dumnezeu ne-a dat atât de multe șanse. Sunt oameni care ne urmăresc și oameni în sală care se simt criticați, renegați, puși deoparte, datorită unui lucru care a ajuns să fie și să-l caracterizeze toată viața. Vreau să vorbesc unor oameni imperfecți, unor oameni care au făcut greșeli, unor oameni cărora poate greșelile au ajuns să le conducă viața. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că nu cei sănătoși, dragii mei, au trebuință de doctor. Vreau să vorbesc în după masa aceasta unor oameni care s-au obișnuit cu boala, pentru că nu se trebuie mai mare necaz în lumea aceasta decât să te obișnuiești cu boala și să se pară ceva normal. Nu se trebuie mai mare necaz în lumea aceasta decât să te obișnuiești cu păcatul și păcatul să devină partenerul tău de viață. De aceea erau 10, dragii mei, pentru că se aflaseră unii pe alții. 10 leproși care spune cuvântul, deși se aflau departe de Iisus, știau cine este Iisus. Și primul lucru pe care doresc să-l învățăm după masa aceasta este următorul. Niciodată să nu lași trecutul să-ți afecteze prezentul. Niciodată să nu lași ceea ce ai fost în trecut să-ți afecteze ceea ce ești și ceea ce poți deveni în prezent. Deși oamenii aceștia stăteau departe de Iisus, oamenii aceștia, spune Sfânta Scriptură, știau cine este Iisus, dar nu este suficient să știi cine este Iisus, trebuie să vorbești cu Iisus. Pentru că primul lucru se numește religie. Când știi despre Hristos, ai o religie, dar nu e suficient. Când vorbești cu Iisus, lucrul acesta se numește relație. Și dacă avem nevoie, dragii mei, de ceva, în societatea de azi și în viața spirituală, avem nevoie de o relație. Dumnezeul nostru, dragii mei, spune Sfânta Scriptură, este un Dumnezeu care vorbește în orice vreme. Știau despre Iisus, dar nu este suficient. Chiar mă uitam pe o statistică, 95% dintre români cred în Dumnezeu. 95%, cu alte cuvinte, din români au o religie, foarte bine, dar numai 21% merg la biserică. Și lucrul ăsta deja se numește relație. Avem nevoie, dragii mei, de mila Lui, de harul Lui și de aceea leproșii, spune cuvântul lui Dumnezeu, că au strigat, Iisuse, învățătorule, ai milă de noi. Pentru că despărțiți de El, nu putem să facem nimic. Tot ceea ce nu se naște, dragii mei, din rugăciune, tot ceea ce nu se naște din Dumnezeu, nu va dura și nu va ține. De aceea mă rog ca Dumnezeu, dragii mei, să ne ajute, să-L punem pe Dumnezeu totdeauna în tot ceea ce facem și cu siguranță îl vom regăsi în tot ceea ce ni se întâmplă. După care Iisus le spune ceva ce m-a pus pe gânduri, duceți-vă și arătați-vă preoților. Și aici aș dori să ne oprim puțin și să analizăm lucrurile acestea puțin, dragii mei. Iisus nu a zis, fiți vindecați. Iisus nu le-a spus, fiți binecuvântați, rămâneți aici o vreme, o să mă ocup de voi. Nu le-a spus nimic din toate acestea. Iisus le-a spus doar atât. Duceți-vă și arătați-vă preoților. Oamenii aceștia, dragii mei, erau bolnavi. Oamenii aceștia nu miroseau bine. Oamenii aceștia aveau probleme. Cum, Doamne, așa să mergem în starea aceasta? Să întrebau cu toții, nu vezi cum arătăm în adunarea sfinților, avem probleme? Și zice Iisus Hristos, așa vreau să mergeți, exact cum sunteți. Degeaba ne ascundem, degeaba vrem să părem altceva, Hristos și Dumnezeu, dragii mei, n-are nevoie de oameni perfecți, are nevoie de oameni real și sinceri și transparenți. Dumnezeu, dragii mei, voia să-i scoată din zona lor de confort, voia să-i scoată din lucrurile acelea cu care ei păreau familiari. Pentru că toată viața noastră este o luptă între cine suntem, cine am vrea să fim și cum ne văd alții. De dimineața până seara lucrăm la lucrurile acestea.
Mai mult la cum vrem noi să fim, la cum vrem să ne perceapă alții. Dumnezeu are nevoie de mine și de tine în seara aceasta, exact așa cum ești. Vino la El așa cum ești și îți garantez că o să pleci total diferit. Să nu mai încercăm, dragii mei, să părem a fi altceva. Că vom ajunge pe la alții acasă și o să vină copiii lor și o să dea ture în jurul nostru și o să vadă. O zice, ăsta are trei fețe. Nu mai suntem oameni, suntem altceva. Duceți-vă și arătați-vă preoților. Și spune cuvântul, dragii mei, că s-au întors și s-au dus să se înfățișeze înaintea preoților. Pentru că cel de-al doilea lucru pe care vreau să-l învățăm în dumneavoastră aceasta este următorul. Nu lăsa niciodată prezentul, nu lăsa niciodată prezentul să-ți afecteze viitorul. Aveau probleme oamenii aceștia. Și stau să mă gândesc, dragii mei, ce credință puternică, ce credință extraordinară trebuie să fie avut oamenii aceștia, infectați fiind, cu rănile la vedere, cu suferință în trup. Nu era ușor și nu era frumos dacă ar fi fost vindecat prima dată și apoi? Nu ne rugăm noi așa, Doamne, vindecă-mă și apoi o să fac. Doamne, binecuvintează-mă și apoi o să vedem. Dar Hristos le spune, mergeți așa cum sunteți, cu problema voastră. Și mergeau, dragii mei, și oamenii aceștia, stăteam să mă gândesc câte gânduri n-or fi avut în mintea lor și în inima lor. Să mergi să te declar curat, văzând clar că tu nu ești așa. Să mergi să te declar curat, cu rănile supurânde, să mergi să te declar curat, pierzând degete, pentru că le cădeau degetele, le cădeau bucăți de carne de pe ei. Erau niște dezastre umblătoare și totuși, aveau nevoie de ceva, aveau nevoie de credință, aveau nevoie de ascultare, ca să umble, nu în ceea ce vedeau, ci în ceea ce le spunea Iisus Hristos. Atât de multe lucruri așteptăm. Punem semne să ne vorbească Dumnezeu. Da, dacă vom demara, da, dacă vom învârti cheia motor, da, dacă cumva. Dragii mei, Dumnezeu când vrea să facă ceva, n-are nevoie să dovedească nimănui absolut nimic. Dumnezeu dacă vrea să înceapă un lucru, îl va începe, chiar dacă lucrul acela combate legile fizicii și legile medicine și tot ceea ce vreți voi. Când Dumnezeu vrea să încheie un lucru, nu cere acordul nimănui pentru că El este Dumnezeu. Dumnezeu nu spune, acum fiți pe fază că vreau să fac ceva, vreau să fiu și eu în cadru, vreau să fiți atenți. Dumnezeu lucrează, dragii mei, când vrea El. Și vreau să vă spun ceva, că vremea lui Dumnezeu și timpul lui Dumnezeu de cele mai multe ori nu coincid cu timpul nostru, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu lucrează prea târziu. Dumnezeu totdeauna, dragii mei, lucrează la timpul Lui și cu metodele Lui. De aceea, ajută-ne, Doamne Dumnezeule, să așteptăm timpul Tău. Facă-se, Doamne Dumnezeule, nu voia noastră, ci voia Ta, căci voia Ta este plăcută, desăvârșită, sfânt. Dumnezeu, dragii mei, era în control. Și am mai spus lucrul acesta și îmi place să-l repet. Dumnezeu totdeauna este în control, dar Dumnezeu nu totdeauna preia control. Nu lăsa niciodată prezentul, nu lăsa niciodată starea aceasta a ta ca să-ți influențeze. Ca să-ți influențeze viitorul. Orice sfânt are un trecut, orice sfânt are trecut și orice păcătos are un viitor cu Iisus Hristos, dar nu trebuie să lași starea ta prezentă să-ți influențeze viitorul. Chiar dacă lucrurile par la fel în viața ta și te rogi, chiar dacă problema este tot acolo, chiar dacă situația poate este mai rea decât atunci când te-ai pocăit sau decât atunci când ai început să te rogi și postești, trebuie să faci un pas prin credință și să te arăți preoților. Asta și m-am gândit, oare ce treabă au preoții în tot pasajul acesta? Pentru că cei 10 leproși spune cuvântul că erau de neatins. Conform Scripturii erau necurați, erau respinși, disprețuiți, înstrăinați. Și totuși Hristos le spune, duceți-vă și arătați-vă preoților. Preoții, dragii mei, atunci nu vindecau, nu făceau minuni. Preoții făceau sacramente. Ce ar fi putut să facă preoții pentru leproși aceștia ca să-și revină? Și nu vom găsi lucrul acesta în textul citit, dar vreau să vă spun că Numeri, capitolul 19, de la versetul 1 la 10, vorbește cuvântul lui Dumnezeu despre vaca roșie și despre apa de curăție. În vremea lui Moise, Aron și Eleazar, Dumnezeu aduce, dragii mei, în atenție acest lucru, vaca roșie, fără pată, fără cusur trupesc, care să nu fi fost pusă la jug vreodată. Și vaca aceasta era folosită pentru a curăța tot ceea ce era necurat. Vaca trebuia predată preotului Eleazar.
El s-o scoată din tabără să fie junghiat înaintea lui, citesc versetul 4, preotul Eleazar să ia cu degetul din sângele vacii și să stropească de 7 ori înaintea cortului întâlnirii. Vaca să fie arsă sub ochii lui, să iardă pielea, carnea și sângele împreună cu balega. Preotul să ia lemne de cedru, isop și cârmâși și să le arunce în mijlocul flăcărilor care vor mistui vaca. Un om curat să strângă cenușa vacii și să o pună într-un loc curat, afară din tabără, să o păstreze pentru adunarea copiilor lui Israel ca să facă apa de curăție. Așa că dacă cineva, dragii mei, atingea un lucru care îl spurca și îl făcea necurat, apa aceasta era purificarea pe care preotul o folosea, nu pentru a curăța, ci pentru a declara pe cineva curat. Și cei 10, dragii mei, spune Scriptura că mergeau plini de murdărie. Plini de murdărie. Pentru a fi curățiți. În ultimul timp vorbesc tot mai mulți cu oameni care îmi spun așa, nu vreau să mă duc și nu vreau să mă botez până nu voi fi curat, până nu voi fi pregătit. Și de fiecare îi spun, omule, tu nu poți să te curățești singur. Tu nu vrei să mergi să te întâlnești cu Dumnezeu să te curățească. Tu fugi tocmai de Cel ce poate să te spele, tocmai de Cel care poate să te curățească. Și oamenii aceștia au înțeles că ei trebuie să meargă și să se prezinte exact. Așa cum sunt înaintea lui Dumnezeu, fără mască, fără cicatrici, fără dezinfectant, murdari, mergeau la preot, pentru că mesajul care vreau să-l aduc în după masa aceasta este următorul. Câteodată trebuie să mergi pur și simplu și să nu-ți mai pui nicio întrebare, să lași totul în mâna lui Dumnezeu. Înțelege El și e suficient. Nu mai te stresa să înțelegi tu, că n-ai ce să înțelegi. Pentru că planurile Lui nu sunt planurile tale și metodele Lui nu sunt metodele tale. Spune în Ieremia că eu știu planurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Știu ce gânduri și ce planuri am. De binecuvântare ca să vă dau un viitor și o nădejde. Eu știu. Asta înseamnă și ne face pe noi să înțelegem că noi nu știm. Că nu mă presupunem. Și Biblia spune, dragii mei, un lucru frumos, că s-au vindecat în timp ce mergeau. Și aici învățăm un principiu și o cheie spirituală foarte puternică. Mulți dintre noi ne dorim ca Dumnezeu să ne vindece din prima, ca apoi să mergem. Dar Dumnezeu ne învață aici următorul lucru. Te voi vindeca în timp ce vei merge. Te voi vindeca în timp ce vei merge. Doamne, binecuvintează-mă ca apoi să mă trimiți, zice Dumnezeu. Începe să mergi și te voi vindeca. Doamne, ajută-mă, Doamne, călăuzește-mă și apoi voi ști unde să mă duc, zice Dumnezeu, fă un pas prin credință, începe să umbli prin credință și te voi vindeca în timp ce vei merge. Prea mulți, dragii mei, dintre noi așteptăm să vină Dumnezeu să ne bată cu mâna pe umăr și să zică, no, hai să mergem și nu mai facem niciun pas. Și stăm clintiți și lucrurile nu se schimbă. Va trebui să faci un pas prin credință. Doamne, pregătește-mă ca apoi să mă trimiți. Și zice Dumnezeu, fă un pas, începe să umbli. Începe să umbli și te voi pregăti în timp ce vei merge. Marea problemă și cu mașini și cu tot. Știți când se duc cauciucurile cel mai mult? Când încercăm să luăm virajul cu mașina stând pe loc. Luăm curbă până nu mai putem. Atunci e mai problemă. Încercați să luați viraj, încercați să demarați mașina și o să vedeți că totul merge mai ușor. Mergi în continuare, chiar dacă s-ar putea să fie în încercare, continuă să mergi, chiar dacă șchiopătezi, continuă să mergi. Leproșii, dragii mei, cei 10 leproși au continuat să meargă și nu știu dacă putem să ne imaginăm vreodată situația în care erau. Pentru că dacă ar fi avut cineva motive să se plângă de înaintare, ar fi fost ei și în pofida tot ceea ce trăiau, în pofida stărilor fizice și a gândurilor și a tot ceea ce vedeau, oamenii aceștia au ales să meargă. Cădeau degetele, probabil făceau un paș, le mai cădea cât un gest și ziceau, nu-i nimic, mergem mai departe. Cădea carne de pe ei, miroseau, rănile supurau, dar oamenii aceștia Au înțeles un lucru, pentru că dacă vrei să ajungi undeva, trebuie să începi cu o decizie și trebuie să faci un pas urmat de alt pas. Trăim într-o societate, dragii mei, și trăim într-o lume în care oamenii renunță ușor la lucruri și la oameni atunci când nu mai sunt întregi.
Renunțăm la lucruri, la mese, la mobilă, în momentul în care apare o zgârietură, în momentul în care se frânge un picior. Renunțăm la relații, renunțăm la căsnicii, în momentul în care apar primele fisuri și vrem totul de nou. Dar dacă luăm iar pe altcineva nou, va apărea altă fisură și intrăm într-un ciclu din acesta nebunesc, căutând totdeauna lucruri noi, căutând totdeauna ceva perfect. Dar oamenii aceștia, dragii mei, n-au mai așteptat să fie vindecați, ci au ales să meargă prin credință. Trebuie să umblăm, dragii mei, prin credință, chiar dacă avem mai puțin decât ne-am dorit. Chiar dacă avem mai puțin decât avem la naștere sau am avut la naștere, chiar dacă avem mai puțin decât ne-am așteptat, chiar dacă avem mai puțin decât credem, trebuie să alegem să mergem. Să nu mai așteptăm perfecțiunea, să nu mai așteptăm momentul potrivit, pentru că ne vor întrece alții care nu-l așteaptă. Toată ziua ne pregătim, toată ziua așteptăm să devenim, nu știu ce, guru spiritual cu barbă și apoi Dumnezeu să ne folosească, să folosească de boasele noastre care pârie ca saltelele parcuri. Va trebui, dragii mei, să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Va trebui să alegem să continuăm să mergem. Cum, Doamne, să mă duc așa? Și Dumnezeu parcă le-a spus, dacă n-ar fi fost posibil, nu v-aș fi provocat la așa ceva. Dumnezeu, dragii mei, nu ne îndeamnă, nu ne comandă, nu ne poruncește să mergem ca să-și bată joc de noi, ci ca să înțelegem că dincolo de slăbiciunile noastre există un Dumnezeu puternic care ne ține și când nu mai putem noi, poate El, și când nu mai putem să mergem noi cu picioarele acestea, ne ia El pe brațe, pentru că e un Dumnezeu care ne-a promis că până la bătrânețele noastre, până la căruntețele noastre, va fi același Dumnezeu care poartă de grijă. Nu mai puneți la îndoială purtarea de grijă a lui Dumnezeu, ci puneți-vă totdeauna la îndoială deciziile și pașii, sunt sau nu hotărât să calc în promisiunile lui Dumnezeu. Oamenii aceștia, dragii mei, n-au lăsat prezentul lor să le influențeze viitorul. Oamenii aceștia au ales să meargă la preoți chiar dacă condițiile nu erau prielnice, chiar dacă tot ceea ce vedea le dădea peste cap calculele, planurile. Oamenii aceștia au ales să meargă la preot chiar dacă nu erau bine. Pentru că toată lumea poate să meargă la preot când se simte bine și sănătos. Atunci e ușor. Au mers, dragii mei, chiar dacă nu înțelegeau. Au continuat să meargă chiar dacă lucrurile erau neschimbate. Chiar dacă poate rugăciunile lor păreau fără răspuns, au ales să meargă chiar și atunci când totul părea terminat și îngropat. Ce curaj, ce credință, ce ascultare să fii declarat curățit și să nu vezi nicio schimbare și totul să alegi, și totul să alegi să continui și totul să alegi să înaintezi, pentru că Dumnezeu, dragii mei, are nevoie de astfel de oameni. Împotriva oricărei deznădejde, să alegem să înaintăm. Știind că lucrurile acestea, dragii mei, nu vin de la un om, ci vin de la Dumnezeu. Da, oamenii, dragii mei, ne pot da sfaturi, dar Dumnezeu este singurul care ne poate da călăuzire. Și spune cuvântul că în timp ce umblau, minunea s-a întâmplat. Așa că dacă vreți să se întâmple ceva în viața voastră, nu mai stați pe loc, scuturați praful și începeți să umblați, să alegeți să umblați în promisiunile lui Dumnezeu. Mii de promisiuni în cuvântul acesta. Și așteptăm, ce să așteptăm? Dumnezeu, dragii mei, dacă tace, nu înseamnă că este și absent. Dumnezeu dacă tace, nu înseamnă că stă și nu lucrează. În timp ce mergeau, au fost vindecați, pentru că Dumnezeul nostru, dragii mei, este Dumnezeul care lucrează în taină. În timp ce mergeau, s-au văzut curățați, s-au văzut vindecați. Cunosc cazuri, ne-am rugat pentru cazuri, pentru oameni care aveau o boală și au zis, nu știu când, dar s-a întâmplat, nu știu când, dar am ales să mă încred, nu în ceea ce se vede, ci în ceea ce nu se vede. Am ales să mă încred în promisiunile și în cuvântul lui Dumnezeu, am ales să fac promisiunea lui Dumnezeu mai reală decât problema mea, decât boala mea, decât păcatul meu, decât adicția mea. Am ales și dintr-o dată, nu știu când, în timp ce mergeam, în timp ce veneam joi la biserică, în timp ce mă închinam duminica, s-a întâmplat vindecarea lui Dumnezeu, dragii mei. Slăviți să-i fie numele. Alege să mergi, alege să nu renunți. Au fost curățați 10, dar spune cuvântul că numai unul din ei, numai unul,
A avut parte de o revelație care l-a pus acum într-o mare dificultate. Să continui să merg și să mă înfățișez? Să mă înfățișez înaintea preotului? Asta era mare dificultate. Să continui să merg, s-a văzut vindecat și o frământa un gând, o întrebare. Să continui să merg la preot sau să mă întorc și să-L glorific pe Dumnezeu? Țineți cont că nu era o decizie ușoară. 9 deja dintre ei defilau bucuroși în față. Niciodată să nu vă luați după mulțime. Niciodată să nu vă luați după mulțime. Ascultați-mă, când toți sunt de acord într-un lucru, într-o privință, e vremea pentru reformă. E vremea pentru reformă. Nu a fost o decizie ușoară, nu deja își vedeau de drum, mergeau să se arate preotului, dar în el se dădea o luptă între minte și inimă, se dădea o luptă între tradiție și revelație. Știa că pe acolo de sute de ani trebuia să meargă, era bătătorită cărarea aceea, știa cu ochii închiși, știa semnele de circulație, știa o groază de lucruri și dintr-o dată în el se dădea o luptă. Să aleg tradiția sau să aleg revelația? Era unul, dragii mei, din cei 10, pentru că vreau să înțelegeți ceva. Adevărata întrebare din textul acesta nu este care din cei 10 s-a întors. Că marea noastră problemă e asta, care din cei 10 s-a întors. Și folosim textul acesta pentru ziua mulțumirii și pentru o groază de lucruri. Dar adevărata întrebare din textul acesta nu care din cei 10 s-a întors, ci care dintre preoți a fost ales. Ascultați-mă bine. 9 din ei au continuat să meargă la preoți, la preoții cu care erau familiarizați, dar numai unul și-a dat seama că de fapt marele preot era în spatele lui. Voi înțelegeți ce vă spun? 9 au ales să meargă la preoții cu care erau familiarizați, dar unul a zis ceva nu-i în regulă. A zis să mergem, să ne arătăm, să fim curățați. Dar noi n-am ajuns la preoții aceia și am fost curățat și au zis, atunci înseamnă că eu m-am întâlnit deja cu preotul. Eu m-am întâlnit deja cu adevăratul preot. Pentru că dacă ajungeau să meargă să-i vadă preoții atunci, tot creditul era asupra preoților respectivi. Și a ales să meargă la adevăratul preot. Pentru că nu trebuie, spunea el, să mă duc la preot. Preotul este în spatele meu. Cel ce a rostit cuvântul este adevăratul preot. Și omul acesta, dragii mei, a ales să umble în revelația proprie decât în informațiile celorlalți. Informația, spuneam, de secole întregi, spunea, mergi și arată-te preotului. Pentru a fi declarat curat și eliberat, dar omul acesta era deja, pentru că marele preot se afla în spatele lui. Așa că versetul 15 spune, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare, s-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Iisus și a mulțumit. Era samaritean, Iisus a luat cuvântul și a zis, oare n-au fost curățiți toți cei 10, dar ceilalți 9, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu, apoi a zis, scoală-te! Și pleacă, credința ta te-a mântuit, pentru că totdeauna, dragii mei, harul lui Dumnezeu este superior legii. Acesta, dragii mei, nu este un text despre a fi sau nu recunoscător. Nu e un text pe care să-l citim cu ocazia zilei mulțumirii. Acesta, dragii mei, de fapt este un text despre lege și despre har. Un text trist despre oameni care au cunoscut harul și totuși cei mai mulți dintre ei au ales să trăiască legea. Ăsta e adevăratul și purul și tristul adevăr din textul acest. Legea, dragii mei, totdeauna condamnă, harul mântuiește. Legea totdeauna condamnă pe cei mai buni dintre noi, pentru că asta e legea, în timp ce harul mântuiește pe cei mai răi dintre noi. Legea cere neprihănire de la omul păcătos, harul oferă neprihănire omului păcătos. Legea este sfântă, dreaptă și bună, dar n-are nicio putere să ne facă sfinți, drepți și buni, pentru că, de fapt, legea, dragii mei, a fost dată ca să ducă omul la capătul eforturilor personale și astfel să recunoască nevoia de un mântuitor. Spune în Galateni 3:24, astfel legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos ca să fim socotiți neprihăniți prin
prin credință. Stăteam să mă gândesc cât de ușor, cât de ușor putem fi păcăliți, cât de ușor, oameni buni, putem să ratăm adevărul. Mi-aduc aminte și mi-a venit în minte zilele acestea o ilustrație, o imagine mai veche care mi-a rămas acolo întipărit. O tarabă, în fața unei biserici, o tarabă cu ziare, toate erau împachetate frumos, legate cu coață, puteai să vezi titlul fără să le despachetezi. O groază de ziare ce era atunci la modă, evenimentul zilei, jurnalul național, monitorul oficial. Și toate lucrurile acestea erau puse acolo pe tarabă și ceea ce mi-a atras atenția în toată poza asta era o coală mare, albă, de desen, scrisă cu majuscule, alb pe negru, pe taraba aceea de ziare. Și scria doar atât: nu avem adevărul. Știți că era și ziarul ăla adevărul, țineți minte. Dar ceea ce mi-a atras atenția, o groază de ziare și era scris cu majuscule alb pe negru: nu avem adevărul. Să mergi într-un loc în care să vrei să afli adevărul și să nu-l găsești. Oh, cât de ușor, cât de ușor putem fi păcăliți. Avem evenimentul zilei, știm ce se întâmplă, dar nu avem adevărul. Avem jurnalul, știm o groază de lucruri, dar nu avem adevărul. Avem monitorul, avem toate. Avem cam tot ceea ce se cere, dar nu avem adevărul. Nu știu dacă există o poză mai sugestivă pentru ideea aceasta de lege și tradiție. Nu avem adevărul. Și continuă textul nostru, dragii mei, și spune cuvântul așa, Hristos spune o întrebare foarte complicată. Ceilalți nouă unde sunt? O, ce întrebare ciudată, ce întrebare complicată. Cum, Doamne, unde sunt ceilalți nouă? Nu ai spus că trebuie să meargă și să se arate preoților? Ba da, dar zice Iisus, ei umblă, dar umblă într-o revelație vechi. Umblă în niște lucruri consumate, în niște lucruri vechi. Pentru că spune cuvântul că toate lucrurile, cele vechi, spune cuvântul, s-au dus și toate lucrurile s-au făcut nouă, noi. Unde sunt ceilalți nouă? Așteptarea, dragii mei, a lui Iisus Hristos, știți care era? Să le dea o poruncă și în timp ce umblau în această ultimă poruncă, fiecare din ei să primească revelația aceasta atât de puternică încât să fie convinși fiecare în inima lor că nu au fost îndreptățiți și curățiți prin lege, ci mântuiți și salvați prin har. De aceea au fost salvați, de aceea au fost curățiți, dragii mei, în timp ce mergeau și nu după aceea ce au ajuns. Căci Hristos este sfârșitul legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănire. Acesta, dragii mei, Hristosul nostru, care înainte să ceară ceva, îți dă ceva ca să poți să iei o decizie mai ușor. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat. Dumnezeu n-a cerut, că a dat prima dat. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și cel de-al treilea lucru pe care vreau să-l învățăm, dragii mei, din textul acesta, este următorul. Nu lăsa niciodată viitorul să-ți afecteze veșnicie. Erau nouă, erau fericiți, aveau un viitor bun în față. Urmau să fie reintegrați în cetate, în colectivitate, nu le mai spunea nimeni nimic. Erau fericiți, vindecați și de acum încolo puteau să meargă liniștit în iad. Nu lăsa niciodată viitorul să-ți afecteze veșnicie. Au fost 10 curățiți, dar spune cuvântul că doar unul a primit mântuire. Erau fericiți și au ajuns la preoți. Și mi-am imaginat episodul acesta, ajungând la preoți, toți nouă, fiecare din ei. Gândiți-vă că le-au spus să meargă să se înfățișeze, să se înfățișeze înaintea preoților. Și au mers. Au străbătut drumul ăsta până la capăt, plin de transpirație, cu bucăți de carne rămase, dorind
să țină în mână adevărul, dorind ca preoții să le spună adevărul. Și-au intrat, și-au văzut pe preoți acolo, și-au văzut înaintea preoților o groază de oameni care așteptau și ei, care aveau și ei nedumeriri, care așteptau și ei ceva. Voiau să afle adevărul direct de la preoți. Numai că atunci când s-au uitat mai bine, tot așteptând ei să pună mâna pe adevăr, au văzut o foaie mare albă. Și știți ce era scris pe foaia asta? Nu avem adevăr. Nu avem adevărul. Le-au spus preoții, avem tot ce vreți. Avem evenimentul zilei. Putem să vă spunem toate evenimentele importante din viața cetății. Toate sunt aici. Ce doriți să aflați? Avem evenimentul zilei, au zis preoții, dar nu avem adevărul. Avem jurnalul național, dacă vă interesează pe cei noi acum care ați venit aici, aveți prioritate. Dacă vă interesează cam ce s-a întâmplat astăzi prin cetate, uite, avem aici, avem jurnalul național, tot frumos, toate evenimentele după categorii. Avem jurnalul, zise ei, dar nu avem adevărul. S-au uitat ăștia și au zis, mă, mai putem ajuta cu ceva? O, zice, poate doriți monitor oficial. Aici la noi, pe masă, pe tarabă, avem toate cazurile, pe toți câți am declarat săptămâna aceasta, curați, necurați. Avem în monitorul ăsta oficial o categorie a oamenilor care au încălcat sabatul. Avem monitorul, au zis preoții, dar nu avem adevărul. Avem câte informații doriți. Avem aproape tot, au zis preoții, dar nu avem adevărul. L-am avut odată, dar nu-l mai avem. Au zis preoții, am auzit că adevărul ăsta umblă prin cetate, din cetate în cetate. Nu mai avem adevărul pentru că adevărul ăsta a început să umble. Nu l-a mai putut ține în tipăritură, în slovă. O zis preoții, adevărul ăsta umblă și vindecă ologi. Adevărul umblă prin cetate și vindecă orbi. Adevărul ăsta scoală pe morți din morminte. Adevărul noi nu-l avem, adevărul e pe acolo, eliberează oamenii îndrăciți. Ne enervează adevărul, o zis preoții, de-aia nu-l mai avem. Ne enervează adevărul pentru că declară pe oameni curați înainte să fie. O zis, noi nu avem adevărul. Nu înțelegeți, le-au zis preoții, că nu avem adevărul. Adevărul e liber acum. Nu-l mai putem ține în sfoară, frumos împachetat. L-am avut, dar nu mai avem adevărul. Adevărul s-a luat și a plecat, pentru că spune cuvântul așa, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și adevăr. Au fost ăștia terminați. Toată energia, toată puterea, la sfârșit de drum să pună mâna pe adevăr și să-și dea seama că de fapt 1 aprilie au ajuns mult mai repede decât ori preconizat. Nu avem adevărul. Nu e o formă adevărul, nici în litere nu-i pus. Adevărul e o persoană, adevărul e Iisus. Nu avem adevărul, nu avem adevărul. Și s-au dat seama, când au auzit de la preoți că n-au adevărul și că adevărul declară pe alții curățiți înainte de vreme, ce adevăr ciudat, cât e de ciudat câteodată adevărul, o realizat că de fapt trecuseră pe lângă adevăr și nici nu și-o dat seama. Ascultă-mă bine, nu trebuie mai mare necaz în lumea aceasta decât să treci pe lângă adevăr, să vorbești cu el, să nu știi că el. Ăsta e marele și tristul adevăr în textul acesta. Niște oameni care au stat de vorbă cu adevărul și au mers să-l caute în altă parte. Numai când au ajuns acolo, au fost cam târziu.
adevărul rămăsese undeva în spat. Erau nouă, au zis, băi, nu putem să greșim cu toți. Și când au văzut foaia albă, nu le-au venit să creadă. Păi, dar noi am crezut. Dar noi așa am știut. Dar nouă de sute de ani asta ni se spune. Cum să fim înșelați? Cum să ne înșelăm că am fost mulți? N-avem cum să greșim toți nouă. Și preoții nu m-au ridicat de număr. Și au zis, ne pare rău. Nu avem adevăr. Ce face religia asta cu omul? Tot am stat să mă gândesc. Să mergi la preot să afli adevărul și tu să nu știi că ai stat de vorbă cu el. O, mă gândesc câte regret. Nu știu dacă oamenii aceștia s-au mai întâlnit vreodată cu Iisus. Nu știm. Numai știu că povestea asta e trist, pentru că spune cuvântul că mulți sunt chemați și puțini aleși. Nu lăsa niciodată trecutul tău să-ți afecteze prezentul. Nu lăsa niciodată prezentul să-ți afecteze viitorul. Nu lăsa niciodată viitorul să-ți afecteze veșnicia. Erau vindecați și atât. Pentru că au ratat cel mai important lucru în viață. Au crezut că l-au prins pe Dumnezeu de picior, cum spunem noi, când au fost vindecați. Aveau tot un exterior și nimic în interior. Pentru că omul fără Dumnezeu, chiar dacă îi se pare că e ceva, e un mare la zero. Nu avem adevărul. Nu avem adevărul. Doamne, dă-ne înțelepciune. Mi-am intitulat cuvântul de azi așa, aproape toți. Aproape toți. Aproape toți era să duc în direcția greșită. Aproape toți. Au fost aproape toți de împărăția lui Dumnezeu și culmea, numai unul a intrat. Pentru că un pas în afara împărăției lui Dumnezeu sau 100 de kilometri în afara împărăției lui Dumnezeu e tot una. Că nu ești înăuntru și nu mai contează dacă nu ești înăuntru cât de aproape ești. Oamenii și în ziua de azi aleargă la preoți să găsească adevărul când ar putea să vorbească direct cu el. Ai grijă la cine te duci. Ai grijă în cine spui încrederea. Blestematul e omul care se încrede în om. Du-te la Dumnezeu, pentru că dacă vei merge la oameni, vei fi dezamăgit. Vei ajunge la ei crezând că prinzi adevărul, crezând că prinzi ceva. Și oamenii o să spună, îmi pare rău. Nu avem adevărul. Și Iuda, oameni buni, și Iuda, și Petru, amândoi s-au lepădat de Hristos. Știți ce a făcut diferența dintre Iuda și dintre Petru? Petru s-a dus la Hristos. Și a fost reabilitat. Iuda, știți unde s-a dus? La preoți. Iuda spune cuvântul că s-a dus la preoți. Și au zis preoții, nu avem adevăr. Și un om fără adevăr, oameni buni, este un om terminat. Și spune cuvântul că Iuda, ai grijă unde te duci. Ai grijă unde te duci. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Pentru că dacă Fiul vă va face slobos, veți fi cu adevărat slobos. Tu nu mai ai nevoie de vaca aceasta roșie, tu nu mai ai nevoie de intermediar, pentru că dăm voie să spun ceva. Totdeauna când lucrezi cu intermediar, există un risc foarte mare. Cele mai mari țepe în țara noastră le dau intermediarii. Nu te mai baza pe intermediar să-ți rezolve problemele. Du-te înaintea adevărului. Vorbește cu el. Aproape toți. Aproape toți. Și totuși numai un. Oameni care au început bine. Ascultă-mă. Oameni care au început bine. Oameni care au avut intenții bune. Și majoritatea au sfârșit-o lamentabil și prost. Pentru că totdeauna drumul spre iad este pavat cu intenții bune. Dumnezeu nu are nevoie de intențiile noastre bune. Dumnezeu are nevoie de deciziile noastre și de o trăire reală și corectă cu el. Toate cele vechi s-au dus și toate lucrurile s-au făcut noi. Haideți să ne ridicăm, dragii mei.
Un text spuneam despre, nu despre ziua mulțumirii, ci un text despre har. Un text despre har și un text despre legi. Și astăzi oamenii spun să aleagă între tradiții, între ceea ce spun nașii, între ceea ce spune nu știu ce babă, între ceea ce spune mama Omida și ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi și oamenii aleg și trebuie să aleagă. Mă rog ca Dumnezeu să-ți dea înțelepciunea, să-L alegi pe El. Dacă vei alege oamenii, îți garantez că vei fi dezamăgit. Dacă îl vei alege pe Hristos, n-o să fii dezamăgit niciodată. Dacă vei merge la oameni, s-ar putea să afli adevărul, dar adevărul ăsta are o problemă, că e scris cu literă mic. S-ar putea să afli adevărul, dar e scris cu A mic. Există un adevăr care e scris cu A mare și se numește Iisus Hristos. Cel care poate să-ți dea nu numai vindecare, cel care poate să-ți dea o veșnicie binecuvântată cu El. Că vai de vindecările noastre dacă vindecările acestea nu ne aduc la Hristos. Vai de noi, sunt în zadar. Vai de banii noștri, vai de relațiile noastre, vai de cunoștințele noastre dacă lucrurile astea nu ne aduc la Hristos, le avem în zadar. Putem să avem ce vrem. Dacă nu-L avem pe Hristos, nu avem nimic. Și oamenii aceștia, dragii mei, au realizat lucrul acela, doar că le-au realizat prea târziu. S-au încrezut în preoți, în loc să se încreadă în cuvântul și în revelația lui Dumnezeu. Nu avem adevărul. Ascultați-mă, noi îl avem. Dar adevărul acesta e ca și săpunul. Orice săpun nu folosește la nimic dacă nu-i folosit. Nu ne ajută la nimic adevărul acesta, dragii mei, dacă nu-l vom folosi. Dacă nu vă pune mintea noastră, în gura noastră, în inima noastră, în acțiunile noastre, în deciziile noastre, în viețile noastre, în familiile noastre, în bisericile noastre. Mă rog în după masa aceasta ca Dumnezeu să-ți dea minte, pricepere și înțelepciune, să-ți dea putere să alegi adevărul, să umbli în adevăr și să trăiești adevăr și niciodată să nu te mai lași. Niciodată să nu te mai lași la îndemână oamenilor. Intrăm cu toții în rugăciune. Și dacă există cineva dintre voi, aici în sală sau pe internet, oameni care au fost sătui, oameni care au fost dezamăgiți de oameni, oameni care au boli, oameni care au probleme, oameni care au o groază de infirmități fizice sau spirituale, oameni care nu mai vor să alerge la oameni, ci să alerge la Hristos, oameni care s-au săturat de promisiuni și oameni care vor pe Hristos cu adevărat. Fie că ești acolo, te invit să te așezi pe genunchi, fie că ești aici în sală și vrei să faci un pas înainte. Unul din 10 s-a întors. Tu poți să te întorci la problemele tale, poți să te întorci la ziua de luni, poți să te întorci la slujba ta, la jobul tău, poți să te întorci sau poți să te întorci în seara aceasta la Hristos, la Cel ce ți-a asigurat bunăstare, la Cel ce ți-a dat viață, la Cel ce te-a dus și a îngăduit ziua de azi, la Cel ce și-a arătat bunătate. Nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Dacă ești aici, te aștept. Dacă nu, Dumnezeu să te binecuvinteze. Intrăm cu toții în rugăciune. Amin.